În primul rând, ce vreau să vă zic, nu vă gândiți la pagere ca nota care apare în Google Toolbar. Ăla nu e pagere, ăla e Toolbar. Pagere care are o relevanță foarte mică și nu e cel care Google îl folosește în momentul în care vă face rank. Ca istoric, el e un algoritm matematic și este foarte dependent de popularitate, arată popularitatea site-ului. A fost creat de Larry Page și Sergey Brin în 98, după Page. Page Rank nu e de la pagină, Page Rank vine de la Larry Page. Așa este considerat baza algoritmului de ranking a rezultatelor în motorul de căutare Google. Ideea e că la ora actuală a mai scăzut din influența lui. Sunt foarte multe, 100 de constante care, de variabile care influențează ranking-ul, dar încă este considerat a fi baza de la care s-a pornit. Așa, e importanța, reprezintă importanța din punctul de vedere al Google, al website-ului. Formula exactă la momentul actual este secretă din punctul de vedere, pentru a se evita manipularea rezultatelor și spam. Ca algoritm matematic, o să vedeți că PageRank unei pagini depinde de celelalte pagini care dau link către ele și asta și de autoritatea celelalte pagini și de numărul de link-uri care pleacă de pe pagina respectivă. Dacă vă uitați în PageRank pentru una, depinde și de o constantă numită constantă factor de dumping, adică probabilitatea ca un utilizator care face click pe link-uri aleator să se oprească, deci să se plictisească și să o ia de la cap, deci să nu să intre pe alt site. Asta e factorul de dumping. Deci el depinde de acest factor de dumping, pagerea cu paginii de pe care vine link-ul și CDT1 e numărul de link-uri de pe pagina respectivă. Deci cu cât, dacă luați un link de pe o pagină, dacă acolo mai sunt încă 50 de link-uri, PageRank-ul care o să vă revină vouă o să fie mult mai mic decât dacă o luați de pe o pagină în care sunteți singuri ca link. Vlad, în ce o a doua formulă care se spune că e ceva mai nouă, e dependentă și de N, care e numărul total de website-uri care sunt indexate, de pagini pe care sunt indexate de Google. Nu, în total, deci, dacă sunt multe, chiar am dat un exemplu aici ca să vă dați seama. Deci, ce vreau să zic despre PageRank, Toolbar PageRank? E doar o aproximare. La moment, el nu se datează decât o dată cam la 4-5 luni, câteodată nu se datează nici acum, nici se sare peste ciclu. De multe ori chiar am văzut că Matt Cutts spunea că e și o cifră aleatoare pe care o dau și spuneau că fac asta doar ca să se distreze. Așa, nu este valoarea reală în momentul respectiv a PageRank-ului și din cauza asta o să vedeți site-ul cu PageRank care nu au PageRank sau au PageRank mic, ranchează mult mai bine decât site-uri care parcă au PageRank 4-5, ci pe lângă ceilalți factori de relevanță, e și chestia că nu este la curent, adică cel PageRank real. Procesul de optimizare nu trebuie să aibă ca scop îmbunătățirea PageRank-ului, adică să merg pe pagini cu PageRank cât mai mare, să-mi aduc link-uri către site-ul meu ca să am un PageRank cu mai bine e să mergeți pe pagini relevante, în care e conținut relevant, sunt cuvinte cheie care vă caracterizează și pagina voastră pe pagina respectivă și de acolo să luați link, va fi un link mult mai bun din punct de vedere al search engine-ului. În figura de mai jos am arătat PageRank-ul, e de la 0 la 10 și am făcut o aproximare cu să vedeți cam care e diferența de trecut de la un PageRank la altul. Ea este o
scală logaritmică. Deci cu cât înaintați, cu atât e mai greu să treceți la următorul pas. Și mulți consideră că e un logaritm în bază 6, adică la fiecare pas, un la puterea 6. Vă trebuie mai multe link-uri pentru a ajunge la următorul pas de PageRank. Și așa, vedeți, pentru a avea un PageRank 2, e de ajuns undeva să aveți între 5 și 32 PageRank, deci asta ar însemna să aveți în jur de 15 link-uri, să spunem, de pe site-uri de PageRank 1-2. Ca să ajung mai departe, vedeți că e din ce în ce mai mare. De unde se face diferența e de la PageRank 5 în sus, deja vedeți că e foarte mare diferența și din cauza asta ați văzut că în .ro sunt foarte puține site-uri cu PageRank mai mare de 6-7. Mi se pare că 8 e cel mai mare. Se poate, de ce nu este relevant, că există niște șmecherii, să le spunem așa, prin care se poate păcăli acest PageRank toolbar. Chiar a fost recent o chestie în care acasă într-o parte au făcut un redirect prin meta refresh de pe pagina principală și către Google. Și aveau PageRank 10, toți bloggerii au început să scrie: wow, uitați, primul site din România cu PageRank 10. Dar dacă te duceai pe Google și dădeai acasă.ro, vedeai că primul rezultat era Google.ro, care apărea ca rezultat cu autoritate, adică cu link-urile de desubt. Cam atât despre PageRank. Da, v-am zis, nu este important, nu vă gândiți să optimizați pentru PageRank. Și nu, un PageRank mare nu vă garantează o poziție bună în motorul de căutare. Așa, deci valoarea PageRank-ului este influențată doar de link-urile către pagina respectivă. Nu este PageRank negativ. Deci orice link va aduce puțin din link juice-ul, adică PageRank-ul paginii respective. Cu excepția link-urilor care au tag-ul nofollow adăugat, în care nu vă dă PageRank și nici nu dă mai departe anchor text-ul de pe link. Cu cât mai mare, având în vedere formula pe care ați văzut-o, rezultă că cu cât mai mare numărul de pagini pe care îl aveți în site, cu atât PageRank-ul site-ului vostru o să fie mai mare. Deci e indicat să aveți cât mai mult conținut. Așa. În general, o să vedeți că foarte multă lume nu folosește tag-ul nofollow pentru paginile care nu doresc să fie indexate. Și așa pierd puțin din PageRank. Adică, gen pagini de termene și condiții, pagini de trimite unui prieten sau printează. Chiar am văzut în media, pe site-urile ziarelor, sunt foarte multe pagini pe care dai print și știți că apare într-un format printer-friendly și pare PageRank 3-4, care nu e folositor de acolo. E o pagină de final pe care nu există niciun link și așa s-a pierdut foarte mult PageRank care putea să ajute paginile cel mare. Cum vă spuneam, nu oferă un PageRank mare nu oferă rezultate garantate, dar cu un PageRank mare puteți să aveți rezultate bune pe partea de long tail traffic, adică având foarte multe foarte mult conținut cu, bine optimizat pentru motorul de căutare, cu bogat în cuvinte cheie, o să vedeți că vă ajută în trafic. Ok. Dacă aveți vreo întrebare? Ce spuneți despre un site care a fost lansat de câteva luni, dar are PageRank 0? E posibil încă să nu fi fost updatat. Asta e, în general, PageRank 0, deci când nu apare deloc, în general nu a fost updatat. Asta e. Plus că am uitat să vă spun o chestie, să nu vă speriați în momentul în care am avut PageRank 4 și după ultimul update am PageRank 3. Nu înseamnă că va
penalizat. Penalizat cumva. E posibil ca în ultima, la ultimul update să fi făcut un update și la numărul de pagini și gândiți-vă, cu cât numărul de pagini e mai mare, deci page rank-ul e distribuit pe mai multe pagini și așa e posibil ca zonele de page rank să se fi schimbat și astfel voi a scăzut o o poziție mai jos, dar nu vă speriați că nu e relevant. Nu știu dacă chiar nu influențează, dar e... Nu știu cât de mult influențează, nu s-a împărțat de la 4. De la 4 am scăzut la 3 și... Da, păi asta spun că de influența, chiar dacă scădeți de la 4 la 3, voi tot acolo sunteți, adică e pager cu adunat, a rămas același și din cauza asta nu influențează. Dacă abuzați de acest lucru, Google vă penalizează pe controlul ăsta, dacă s-a penalizat, dar știu că pe controlul sunt cazuri. Da, păi e chestia, se numește PageRank Scalper și e făcut în așa fel încât câteva pagini să aibă PageRank foarte mare și să crească PageRank cu paginii principale, de exemplu. Și din cauza asta, mai ales după update-ul pe Caffeine, e... introdusă penalizarea. Și ce am mai văzut o chestie, se spune că în momentul în care dai un link, pierzi puțin din PageRank-ul tău. E, și dacă dai link-ul cu nou follow, nu pierzi. Și poți să-ți canalizezi PageRank-ul pe o anumită pagină. E, după update-ul Caffeine, Madcat chiar a venit cu un update și pe partea asta de nou follow și a spus că chiar dacă pui nofollow, într-adevăr nu se scapă pagina către paginile cu nofollow, dar pagina pe către care vrei tu să canalizezi pagina cu automat primește tot la fel de mult dacă toate linkurile ar fi cu follow. Trebuie să fie relevantă. Asta e condiția principală. Pagina către care tu dai link trebuie să fie relevantă cu tema pe care tu ți-o propui pentru site-ul tău sau cu discuții, sau ce anume tu, produs, servicii, ce vrei tu, despre ce este vorba în site. Dacă este relevant, nu, atunci e ok, adică e good quality. Da, e good quality și din punct de vedere a doar fac. Dacă dai așa un link, vrei tu să dai un link, nu e bine. Oricum, și link-ul, de asta vă ziceam că nu există un link rău, adică nu vă gândiți că acum, dacă aveți un site despre uși, să aduceți doar de pe site-uri din construcții, din orice link vă ajută, dar nu vă ajută la fel de mult de pe, ca un link de pe un site relevant. Mai aveți întrebări pe partea de page-ul? Cum gândești în funcție de cuvintele cheie, gândește puțin ca să-ți găsești, cu asta o să vorbesc la link building, ca să găsești alte site-uri relevante pe nișa ta, mergi în Google și ai, să spunem, 10 cuvinte cheie care îți caracterizează cel mai bine site-ul. Mergi și dai search și vezi care sunt site-urile pe care Google le-a considerat deja relevante pe nișa respectivă. Și automat te duci și e cel mai bine să ții de acolo. Acele sunt cele mai relevante, să spunem, site-uri pe care Google le consideră pentru nișa ta. Actualizarea e continuă, adică de fiecare dată când un spider îți vine pe site și ți-l reindexează, automat e reactualizat tot. Dar gândește-te că nu, Google nu va face niciodată o nișare exact pe, dacă știi exemplu cu widget-uri, o să fie o nișă de widget-uri, nu o să fie blue widgets, red with dots widgets, sau ceva de genul. Deci nu o să vezi niciodată că
dacă tu ții, într-adevăr, cu cât mai asemănător din punct de vedere al conținutului va fi conținutul paginii de pe care ții link-ul, automat cu atât mai relevant, da? Nu te gândi chiar așa la un nivel foarte micro. E undeva semi-macro. Depinde și de numărul căutări pentru, de căutări pentru acea nișă. Mă înțelegi? Dacă tu ai un domeniu, hai să luăm uși, că eu aici, deci ai uși, oamenii încep să se caute și altfel. Uși de interior, uși de exterior, uși metalice. Atunci este clar că acel uși de interior începe să devină el în sine nișă. Înțeles? Da, păi gândește-te că e foarte bun exemplu. Nu te gândi că în uși există foarte, foarte multe nișe mai mici. Uși din metal, uși de interior, uși de exterior. Sunt foarte multe. Gândește că aici relevant e traficul din construcții, din uși, mobilier, chestii din astea. Adică nu neapărat doar de pe uși, pentru că îți va fi foarte greu, cel puțin în partea de online românesc, să-ți găsești link-uri de pe alte site-uri ca să fie chiar despre uși. În general, o să fie competitorii tăi care o să fie destul de greu să îți iei link de pe site-ul lor. Poți, de exemplu, să... Da, cred că mai bine ar fi să mergem mai departe, că deja încep să acopăr. Așa, mai aveți alte întrebări? Și părerea de link-urile de pe Wikipedia? Link-urile de pe Wikipedia sunt, fără, sunt cum o fală, dar se spune că ar... da și puțin din link-juice, adică din autoritatea Wikipedia. Eu ce am văzut pe partea de .com, că chiar dacă construiți, aduceți link-ul cu nou follow, sunt foarte folositoare. Eu, de exemplu, am campanii de SEO pe unele site-uri pe .com în care am 95% link-uri nou follow și ranchează foarte bine. Adică la genul am 10-20 de link-uri cu do follow de pe site-uri care nu sunt cu autoritate foarte mare, dar am comentarii pe bloguri și alte care sunt cu nou follow, dar m-au ajutat foarte mult. Plus, chiar recent m-am făcut un test cu niște prieteni de pe un forum, am link-on, adică am pus foarte multe link-uri cu un anchor text și a ajuns la 3-lea, în fine, că forumul e un pe gen foarte mare. Ce delicios cum follow follow? Mi se pare că e nou follow. Dar acolo o să discutăm când ajung cam într-una din campanii la ce ajută. Ok. Câteva date generale despre un link. Forma link-ului cred că o știe toată lumea. Important e la fiecare link pe care aveți posibilitatea să completați și titlul și anchor textul. Nu vă gândiți să spamați, adică folosesc același anchor text și același titlu la 150 de link-uri. Folosiți variații. Nu e important, chiar dacă vă doriți să ajungeți pe un anumit cuvânt cheie, folosiți undeva la 10% din totalul link-urilor pe care le aveți, cuvântul cheie respectiv pentru care vreți să ajungeți sus în motorul de căutare. Pentru că cu cât aduceți mai multe link-uri, cu atât riscul e mai mare, cu același anchor text și title, e mai mare să fiți penalizați. Da, gândiți-vă să optimizați pentru oameni. Adică pentru ei nu contează ce scrie, nu contează foarte mult ce scrie în anchor text. Adică click here e foarte bun, pentru că el știe, pare, citește conținutul de lângă și automat înțelege despre ce e vorba. Și așa oferiți o aparență cât mai naturală a link-ului. Fiți constant. Foarte mulți am văzut că au două și index HTML și index PHP pentru pagina de homepage. Automat motorul de căutare le va vedea ca pagini diferite și veți pierde și din PageRank, o se va distribui pe cele două pagini și din ranking, pentru că vor fi indexate. Am văzut în ultima vreme că a început să le unească, să recunoască motorul de căutare, dar nu în toate cazurile. Deci luați un tip, adică www.mysite,
.ro sau mai site.ro fără www, ci folosiți același de fiecare dată când luați un link extern. Da? A chestia asta, cel mai bine să-ți faci și chestia cu redirecționare către... Da, 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 și chestia asta, de pe celelalte, să faceți automat redirecționare către cel pe care... Ca chiar trebuie făcută, că poate îți dă cineva link către tine și scrie mai site.ro în afară de da, și da, n-ai da, cum da. Să rezolte și asta. Și chestia asta e foarte simplă și foarte puțin o folosesc. Exact. Importanța calității versus cantitate. Cu cât aveți link-uri mai de calitate și nu neapărat multe, o să vedeți că aveți rezultate mai bune. E greșit să vă gândiți, mamă, eu mi-am pornit site-ul și aduc acum cât mai multe link-uri. Vorbesc cu toți prietenii să-mi pună link-uri de pe site-ul lor, chiar dacă nu are nicio legătură cu nișa mea, automat e foarte mare probabilitatea să luați un... o penalizare și după ce luați penalizare o să vedeți că o să trebuiască să așteptați 2, 3, 4 luni să vă și revină. Ce spuneam mai devreme, se face progresiv. Deci începeți cu un număr mic și adăugați când vedeți că deja aveți un ranking în motorul de căutare, puteți să mai măriți numărul de link-uri pe care le adăugați constant. Așa, ca strategie. Cum ar fi erat o penalizare? Ce înseamnă? Cum ar fi că ai erat o penalizare? Păi vezi că nu mai ești pentru... în primul rând ți-a scăzut traficul și vezi că ți-au scăzut rankingurile pe multe chei. Deci n-ai altă modalitate, deci asta, deci dai căutarea... Cred că e cea mai ușoară, adică dai căutarea, știai că sunt... Folosești și Webmaster Tools, o să vezi că în Webmaster Tools îți apar toate cuvintele cheie pe care ești indexat și la ce poziție. Nu e foarte... corectă, adică între timp e posibil să fi crescut puțin, scăzut puțin, dar completare. Google face uneori niște șmecherii, chiar dacă faci un lucru rău, poate uneori să nu te penalizeze, doar ca să nu înveți strategia, să nu știi exact dacă ai făcut ceva, ești penalizat. Deci poți să ai și surpriza să nu fii penalizat, deși ai făcut ceva cu totul rău. Da, 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 e foarte probabil. De asta chestiile astea le vedeți făcând de multe ori niște teste. Da, 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 exact. Adică și din punctul ăsta de vedere, nu puteți să vă dați seama dacă ați făcut ceva astăzi și vedeți rezultatele mâine. Rezultatele se văd într-o săptămână, două, poate se vadă și mâine, dar e mai puțin probabil. Și încă o chestie legătură cu penalizarea, s-ar putea să nu, adică nu este asta exact, s-ar putea concurența ta să facă ceva, să fie mai mult decât timp și să crezi că ești penalizat. A, dar nu vă gândiți penalizarea, la penalizare când mă refer, adică te-ai dus de la prima pagină în pagina 10. Cam asta înseamnă o penalizare. Faptul că ai coborât 3-4 poziții exact, înseamnă că și concurența lucrează. Asta nu înseamnă că ai fost penalizat. Deci în momentul în care te penalizează ori cuvintele cheie respective, te duci undeva în pagina 15, deja rezultatul 150, ori te scoate de tot îți sandbox site-ul și automat nu mai ești în Google. Și atunci îți dai seama. Recomandarea mea e în momentul în care ai pățit așa ceva să schimbi hosting-ul, schimbi domeniul și începi o treabă nouă, pentru că e foarte greu, m-am chinuit și 8 luni să reînscriu un site cu conținut nou, unic, așa, și a fost foarte greu ca să readuc în motorul de căutare. Dacă e ușor, să spunem, pe o nișă să ajungi undeva cu un site nou, cu un site banat, e de 10 ori mai greu. Așa, ca strategii, dacă mai ar fi completat, ca strategii de link building, adăugarea în directoare, adăugarea în site-uri de tip social bookmarking, crearea de bloguri, crearea de pagini, hub și pagini pe site-urile social media, trimiterea de comunicate de presă, adăugarea de comentarii și posturi pe bloguri și forumuri, scrierea de guest posturi pe bloguri, adăugarea de articole în directoare, în directoare de articole, cererea și schimbul de link-uri, link baiting și cumpărarea de link-uri, în final. Acum o să le detaliez. La adăugarea în directoare, mai ales pentru în ultima vreme, cel puțin pe .com, e mai mult rău decât bine să faceți chestia asta, dar sunt directoare de calitate în care e indicat să vă înscrieți. Pentru .ro alegeți o listă, să spunem, de 100 de directoare, dar și de acolo începeți progresiv să faceți înscrierea.
se preferă calitatea. Gândiți-vă, nu orice director. Căutați directoare care au un pagering mai mare, care au un trafic destul de mare. Sunt de preferat directoarele fără tag-ul nofollow, pentru că vă munciți mai mult și rezultatele nu prea o să vadă. E ok, nu o să se vadă. E ok să le aveți pentru a părea cât mai real tracă campania de da, 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 și pentru trafic. Dacă reușiți, de exemplu, de pe un director foarte cu un trafic foarte mare, să puneți un link undeva mai vizibil automat, e foarte probabil să aveți și trafic direct din link. Așa, sunt preferate directoarele hostate în România, pentru că o să vă dea mai mare relevanța pentru motoarele de căutare românești. Apoi, când faceți lista, încercați să verificați și IP-urile fiecărui. Nu e indicat să înscrieți în directoare care sunt pe același IP, că e puțin exact ca și cum ați avea același link de pe un singur, două link-uri de pe același director. Deci încercați să fie cât mai variat. O să vedeți că foarte multe directoare vă cer să puneți și un cod de confirmare pe site-ul vostru. De multe ori, ori e doar un simplu cod, ori e un mic banner. Încercați să faceți o pagină separată pentru așa ceva, pentru a nu pierde din PageRank. Și pagina respectivă să o izolați puțin cu nofollow și pur și simplu să aveți, să spunem, links. O pagină care nu o face link decât către exterior, deci nu către paginile voastre, și din interiorul site-ului toate link-urile către pagina respectivă să fie cu nofollow. Și în felul ăsta, chiar dacă dați link cu nofollow către directorul respectiv, nu o să pierdeți din ranking-ul vostru. Nu apelați la serviciile de adăugare în directoare. Cred că dacă dați search pe Google adăugat în directoare, o să fie plin pe AdWords. Serviciu de te adaug în 2 milioane jumate de directoare în 2 zile, pentru că automat o să luați penalizare, sigur. Un site nou niciodată nu poate să facă față la un număr așa mare de link-uri. Nu vă gândiți că o să aveți vreodată 2 milioane jumătate. Din cele 2 milioane jumătate o să fie doar 100 de mii, să spunem, și din 100 de mii doar 1000 o să fie cu nofollow. Dar 1000 de link-uri de la început e foarte mult. Și plus că majoritatea o să fie de pe Google.com. Da, 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 automat. Se vede că e spam. Pentru că dacă, să spunem, 10 zile deja ți-ai adus 500 de link-uri pe site, e clar că tu faci ceva acolo necurat. Ce spuneam, dacă abuzați, sigur o să aveți penalizări. Și mai ales pe partea de .com, cum spuneam, eu acum pentru toate proiectele care le încep, în general, cam am 20 de directoare, cred că, în care îmi scriu. Ce, unde încep, dar nu de fiecare dată iese, e DMOS, despre care a vorbit și Crumol data trecută. Și pentru proiectele care sunt sigur că o să-mi iasă ceva, încerc să înscriu și în Yahoo Business Directory. Acolo costă, e $299, dar e iarăși văzut foarte bine în link acolo. Și ideea e că puteți să dați banii și să nu vă înscrie dacă pare nerelevant și să pierdeți banii respectiv. Asta pe proiectele de pe punct. Director care se dea bani nu există. Din păcate nu. Eventual faceți dumneavoastră unul și ce faci. Vedeți, e dirpedia.ro și acolo luați-le pe cele cu pagine cu mare, că sunt ok. Acolo aveți, e o foarte bine structurat lista respectivă și le luați pe cele cu dufalul, dar v-am spus, nu încercați să faceți foarte multe de la început, chiar dacă o să vedeți rezultatele mai greu. În general, înscrierea în directoare nu e cea care aduce rezultate. Deci, încetul progresiv și vă ajută pe termen lung. Ce vreau să mă adaug? La înscrierea în DMOS. Am fost editor, din păcate nu mai sunt, că n-am mai avut timp să mă ocup și dacă trebuie nu faci nicio editare, automat îți închid contul. Și cel mai mult e foarte dificil pentru că
există niște reguli foarte stricte la descriere titlu. Și foarte mulți îmi băgau un titlu 100 de caractere în care își puneau toate cuvintele cheie și în descriere tot la fel puneau un text de 200 de caractere, iarăși în care își puneau toate descrierile. Încerca să fiți cât mai exact, adică la titlu puneți titlul site-ului, de exemplu dacă ai medicustomatolog.ro, pui medicustomatolog sau ceva de genul. Nu încerci stomatologie în albirea dinților, bla bla bla, pentru că asta, în momentul în care e văzut, se sare peste el, poate găsești ceva mai bun să îl accepti. Și la descriere puneți ceva genul, toate despre firma respectivă, contact, bla bla bla. Foarte scurt. Și în felul ăsta ușurați munca editorului și e mult mai probabil ca în momentul în care el îl vede anunțul vostru să-l accepte și să-l bage. Eu mă bucuram în momentul în care vedeam un anunț care mă uită la făcut corect și îi dau accept direct. Nu prea. Deci asta e mai mult, am zis să pun că e mai mult pentru astea, cu proiectele din .com. Dar vă ajută la indexare. Sunt, nu știu exact care sunt cu dofollow. Înainte era tipul cu dofollow, acum nu mai e cu, e cu nofollow, dar vă ajută la indexare. Chiar dacă Google nu o să vă rancheze bine, am înțeles că în momentul în care e nofollow, oricum ei merg pe link-ul respectiv și îl indexează. Nu îl ranchează pentru cuvântul cheie din ancoră. Asta e ideea. Ca site-ul de social bookmarking, am pus câteva, mai sunt zeci. Sunt servicii de social bookmarking care te înscriu automat în 4-5 zile, îți adaugă, nu știu, 500 de astfel de servicii. Iarăși nu recomand să vă duceți, să abuzați de la început, mai ales pentru un site nou. La un site nou, progresiv, câteva link-uri pe zi sau pe săptămână, nu vă grăbiți cu un număr mare de link-uri, pentru că dacă luați penalizare automat, o să vedeți că e mult mai greu să se revii din penalizare decât dacă ai mers încetul și l-ai crescut progresiv. Așa, crearea de bloguri. La crearea de bloguri, nu mă refer doar pe bloguri pe platforma voastră, adică pe hosting-ul vostru. Mergeți pe toate platformele, WordPress, Blogger, Typepad, Weblog și faceți câte un blog. Adăugați în fiecare, nu în fiecare zi, că e mult conținut, dar adăugați mereu și încercați să faceți un blog cu cuvânt cheie, care, de exemplu, nu știu, dacă sunteți pe stomatologie, să spuneți, faceți un blog despre albirea dinților, un blog despre ortodonție, despre stomatologie la copii. Și automat adăugați acolo conținut, în conținut link-ul către site-ul vostru de pe cuvintele cheie. Asta vă va ajuta cel mult. Eu tehnica asta o consider cea mai eficientă, ca să spunem, și mai ușor de făcut, pentru că nu trebuie să te duci cu milogeala după alte link-uri, nu cumperi link-uri. Deci e ideea, creezi conținut, e foarte probabil ca conținutul respectiv, în momentul în care faceți o promovare, care am scris la sfârșit, să faceți, să vă și promovați blogurile respective, e probabil ca să obțineți mai repede rezultate în search engine cu blogurile și automat, având link-uri acolo, să meargă către site-ul vostru principal. Așa, crearea de pagini hub și pagini pe site-urile de social media. Iarăși, hub page-urile, hub site-urile sunt site-urile care vă permit să faceți un mini site pe site-ul lor. De obicei, ori sunt pe un subdirector, ori pe un subdomeniu. Cele cu subdomeniu, în general, sunt plătite. Din .com, cele mai bine văzute, adică sunt rancate foarte bine de Google, sunt Squidoo și Hub Pages. Squidoo la un moment dat a luat o penalizare și nu prea mai era, dar acum a revenit și o să vedeți că în momentul în care faceți, puneți acolo un articol, e foarte ușor să vă rancheze pe cuvintele cheie
despre care a scris articolul respectiv. Așa, iarăși scrii la fel. Chestia e că ăsta sunt pe .com. Ca să le aduceți rezultatele în .ro, ce am făcut, am dat câteva link-uri de pe site-ul meu către ele. E un fel de link exchange, dar în așa fel încât să fie puțin mascat, adică de pe o pagină doar nu faceți un link site-wide către squid-ul pe care îl faceți. Așa, social media sites. Faceți pagina de Facebook, Twitter, un canal pe YouTube și o să vedeți că și acolo sunt link-uri. Chiar dacă pe multe sunt cu no follow, vă ajută în numărul de link-uri ca să pară cât mai real. Ideea e că nu trebuie să ai doar link-uri cu tu follow către. Aia e ceva anormal, clar, în momentul în care ai doar link-uri cu tu follow. Chiar dacă ăla să spunem că îți oferă rezultatele, e anormal și e probabil să fiți penalizat. Adăugarea de comentarii și posturi pe bloguri. E o tehnică foarte eficientă, mai mult în .com, adică am folosit-o și de multe ori e overused. Dar adăugând niște comentarii care dau valoare conținutului, aveți probabilitatea să primiți trafic și din link-ul pe numele vostru, care iarăși e în momentul în care faceți comentarii pe, să spunem, blog-uri din nișă, e un site cu un trafic foarte targetat. Așa, sunt preferat, de preferat blog-urile ce nu folosesc nofollow, dar sunt puțini și am văzut că în contră e o disperare. Așa, toată lumea se dea cu nofollow, chiar dacă îți dă și el din text. Link, tot cu nofollow ți-l pune. Nu contează. Ideea e că puteți să vă gândiți aici mai mult la traficul care îl obțineți din click-ul pe link-urile respective. O să vă zic că acum vreo 2 ani făceam site-uri genul, făceam un blog și agregam conținut de pe, să spunem, 100 de bloguri și pur și simplu luam conținutul, puneam un excerpt din conținut și link către pagina respectivă și făceam un pingback către site-ul de pe care am luat conținutul și automat vă spun că zilnic făceam cam în jur de 50-100 de dolari până când primeam 50 de complainuri pe mail și în jurături așa și ne opream, dar creștea ranking-ul site-ului domeniului respectiv și așa mai aveam niște surse de link-uri în plus. Iarăși să nu se abuzeze că automat e pasibil de penalizare, adică nu mergeți, sunt și aici foarte multe servicii, vă spune 1000 de do-follow blog comments în 2 zile, iar și foarte greșit, plus că o să fie comentarii, oh, nice post, welcome again, sau ceva de genul ăsta. Următoarea, cererea schimbului de link-uri. Căutați site-uri din nișa voastră, e foarte important și care au un page rank măcar egal cu a fost sau să spunem cu un punct mai jos, că ăsta o să vă ajute mai mult. În momentul în care e mai mic sau un site nou, automat mai pierdeți din ranking. E de preferat să nu fie un link site-wide, adică undeva în blog sau în links, să fie un link de pe un articol, eventual chiar un articol în care se vorbește despre nișa voastră. Și iarăși ce ziceam, pagina de pe care dați voi link, încercați să o izolați. Așa, link baiting. În momentul de față e cam cea mai bună metodă de a face o campanie de link building în .com. Adică să faci conținut care lumea automat în momentul în care îl găsește dă link către el. Și ca tehnici am enumerat câteva. Să fiți primul care vorbește despre ceva nou. Faceți un interviu cu o persoană cunoscută din nișa voastră care automat el îl... Nu contează.
ori video, ori scris, nu, nu e important. Ideea e să fie cunoscută persoana, să aibă o notorietate și să aveți link-uri pe notorietatea persoanei respective. O să vedeți că de fiecare dată când se întâmplă ceva, vorbește o persoană cunoscută într-o nișă, automat ceilalți vorbesc și ei despre. Și e foarte mare probabilitatea să primiți un link către site-ul vostru. Creați un tool folositor, nu știu, asta mai ales pentru web designer și cei care se ocupă de SEO, de... Sunt foarte multe. Automat cine o să vă găsească tool-ul, o să vorbă, e foarte probabil să vorbească despre el și veți primi un link. Un articol controversat, scrieți, nu știu, ceva ciudat la care nu s-a mai gândit nimeni, oferiți gratuit ceva. Oferiți o abordare hazdie unei știri serioase, nu știu. Sunt foarte multe posibilități. Asta, apropo, domnul e în nișa bancară, trebuie să vă gândiți și să nu vă stricați brandul. Da, exact. Ați deschis Da, exact. Și asta e un link creating până la urmă pentru chestia asta. De exemplu, ați văzut că Vodafone face foarte multe proiecte noi care nu au legătură cu telefonia. De exemplu, a fost la sfârșitul anului planul meu control. Ei, cred că au vorbit sute de blogări despre site-ul respectiv, adunând un ranking foarte mare în site. Creați un filmuleț hazdiu, creați topuri și mai ales topuri care sunt așa puțin hazdi și despre care lumea ar fi interesată. Puteți faceți un concurs și sunt sigur că toți vă puteți gândi la și la alte modalități mai interesante. Cumpărarea de link-uri. La începutul campaniei de link-building să nu cumpărați link-uri site-wide. Adică am un prieten cu un site PageRank 6, sunt sigur că o să mă aducă primul dacă iau un link de la el cu pe cuvântul cheie. E greșit, o să luați sigur penalizare. Deci e 100% dacă el are un site, să spunem, cu PageRank 6, clar are undeva la câteva mii de pagini indexate. Automat, în momentul în care aduceți din prima zi, când site-ul l-a spus online, 1000 de link-uri către site-ul vostru, e clar penalizarea. În momentul în care cumpărați link-uri, cumpărați-le în articole. Adică cumpărați un post, să spunem, în care să aveți un link către site-ul vostru. Apelați la tehnică doar în momentul în care nu mai există alte posibilități. Ați utilizat topul, ați făcut link-building, nu prea mai funcționează, nu vă mai dă nimeni, sunteți foarte cunoscut. Ați înscris în toate directoarele, ați făcut foarte multe bloguri, deja aveți blogurile respective foarte bine rancate și link-uri. Și dacă nu aveți site-uri dumneavoastră, nu ajuns încă la ranking-ul pe care vi-l doriți, puteți să apelați. Ce spuneam mai devreme, duce la penalizări, adică Google nu acceptă și spune clar că nu acceptă să cumpărați link-uri. De asta trebuie să le ascundeți cumva, și de asta spuneam că, în general, un link într-un articol ajută mai mult, adică nu e foarte evident că e cumpărat. Întrebări. Cred că mai aveți și...